teritoriu va fi construită, iată, această parcare, iată, totul aceasta va fi demolat și aici va fi construită, iată, parcarea pentru 1400 de autovehicule, iar vis-a-vis, iată aici, terenul adiacent, o altă parcare pentru 850 de autovehicule. Sigur că vor fi deblocate căile de acces de la toate străzile centrale, va fi readusă la o stare normală, funcțională, această piață centrală care are mai mult de 180 de ani. Dar n-a fost așa bardac la această piață, să mă iertați de acest cuvânt cam dur, niciodată timp de 180 de ani. Această piață va fi refăcută, reconstruită și pusă la dispoziția țăranilor care aduc, fermierilor care cresc roada cu munca lor, cu atâtea greutăți, mai ales iată luând în considerație anul acesta, să aibă posibilitate să vină să-și vindă roada nu prin intermediari, dar direct la orășeni. Și atunci sigur că orășenii ar fi mult mai mulțumiți și de prezența pieței centrale aici în municipiul Chișinău.